Managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Suceava, dr. Florin Filip, și directorul medical, dr. Doina Ganea, și-au depus demisia în data de 1 aprilie 2020. Echipa demisionară fusese numită în funcții de foarte scurt timp ca urmare a suspendării fostului manager al Spitalului Județean de Urgență Suceava, domnul Vasile Râmbu, și a fostului director medical, dr. Mircea Macovei. Astăzi, 2 aprilie 2020, la Spitalul Județean de Urgență Suceava au ajuns deja 3 medici militari, iar Nelu Tătaru, ministrul sănătății, și Ionel Oprea, secretar de stat în Ministerul Sănătății, au ajuns în cursul zilei la Suceava. Ionel Oprea este persoana din cadrul Ministerului Sănătății desemnată să gestioneze situația creată ca urmare a declanșării pandemiei de coronavirus COVID-19 în județul Suceava.